La mijlocul săptămânii viitoare va avea loc la sediul primăriei Mediaș o întâlnire având ca subiect eficientizarea sistemului de semaforizare din oraș. Aceasta vine în contextul în care se apropie de finalizare proiectul de modernizare a transportului public de călători, ce include și sistemul de semaforizare din Mediaș. La întâlnirea programată miercuri pe 15 noiembrie de la ora 11 sunt așteptați să participe reprezentanți ai firmelor de taximetrie, Comisia de Circulație, Poliția Rutieră, dar și medieșenii interesați. Având în vedere faptul că ne apropiem de finalizarea proiectului care se referă la modernizarea transportului public de călători, în care este inclus și sistemul de semaforizare din oraș, am convenit în cadrul ședinței din această lună cu colegii mei din primărie să ne întâlnim cu reprezentanții ai firmelor de taximetrie, cu taximetriști independenți, cu reprezentanți ai Poliției Rutiere, cu Comisia de Circulație, dar și cu medieșeni interesați pentru a discuta despre eficientizarea sistemului de semaforizare din oraș. Astfel, lansez invitația de a ne întâlni la sediul primăriei municipiului Mediaș și pentru a discuta pe această temă, miercuri 15 noiembrie la ora 11:00.